Sora Gabrielei Firea conducea instituția care ar fi trebuit să verifice azilele groazei, Nela Vica Andrieș, fostă vrânceanu, a fost mai întâi inspector și mai apoi șefa Serviciului de Asistență și Protecție Socială din Voluntari. Dezvăluirea a fost făcută de jurnaliștii Centrului de Investigații Media și Buletin de București. Tot ei au dezvăluit că și cea mai bună prietenă a Gabrielei Firea era vicepreședinta unei asociații care deținea unul dintre centrele groazei vizate de ancheta de ICOT. Confruntată cu aceste informații, Firea susține că se încearcă scoaterea ei din viața politică. Mai multe informații despre această încrengătură ne aduce colega mea, Andreea Dumitrescu. Andreea, te ascultăm. Bun găsit, Teodora, bun găsit tuturor. Cei de la Centrul de Informații de Investigații Media și Buletin de București arată faptul că în perioada 2017-2022, adică exact în perioada vizată și de ancheta de ICOT, sora Gabrielei Firea conducea o instituție care ce trebuia să facă? Trebuia să verifice exact condițiile din aceste centre. Nela Vica Andrieș trebuia să fi știut ce se întâmpla în aceste centre prin prisma funcției pe care o deținea, pentru care primea lunar numai puțin de 11.000 de lei, dezvăluie jurnaliștii care au realizat această anchetă. Dincolo de această legătură, mai este una, cea legată de prietena cea mai bună a Gabrielei Firea, care era vicepreședinta uneia dintre asociațiile care deținea un astfel de centru de bătrâni, vizat acum de ancheta DICOT pentru atrocitățile care aveau loc acolo. Acum, în răspunsurile oficiale pe care le transmite Ministerul Familiei condus de Gabriela Firea, susțin că nu știau ce se întâmpla în aceste centre și că nu aveau nimic de a face cu ele cei apropiați Gabrielei Firea. Dacă este să vorbim de cea mai bună prietena acesteia, susține că și-ar fi dat demisia din funcția de vicepreședinte al acelei asociații care deținea un astfel de centru încă din 2022. Culmea este că, dezvăluie jurnaliștii de la Centrul de Investigații Media, nu a fost înregistrată această demisie a ei până în 2023. Mai mult decât atât, ea a reușit să-și înregistreze această demisie imediat ce au apărut primele informații în presă despre neregulile din aceste centre. Și nu se termină legăturile aici. Unul dintre cei care a fost prezent la botezul copilului Gabrielei Firea și a lui Florentin Pandele era cel care acum se află în arest în acest dosar și care deținea unul dintre imobilele în care se afla un astfel de centru, cel în care au fost descoperite de procurori cele mai mari probleme, cele mai mari atrocități în privința îngrijirii acestor bătrâni, dacă putem să spunem în acești termeni, să punem în acești termeni problema. Acum Gabriela Firea reacționează în fața tuturor acestor informații prezentate în presă. Gabriela Firea susține că se dorește eliminarea ei din viața politică, că este terfelită în acest scandal, în condițiile în care, susține ea, nu aveau nimic de a face apropiații săi cu situațiile din aceste centre de bătrâni și consideră că a început deja campania electorală și că totul ar avea legătură cu dorința sa de a candida la primăria Capitalei. Andreea, mulțumesc tare mult. În continuare despre acest subiect, pentru că sunt și interceptări, pentru că este o anchetă în acest sens și vă spuneam că vom avea și fotografii în exclusivitate, dar și mărturia unei foste angajate care a lucrat într-unul din căminele de bătrâni. Le veți vedea imediat aici la Digi24. Andreea Georgescu, jurnalist Digi24, este aici alături de mine. Andreea, pentru că spuneam de interceptări și spuneam de dosar, ce știm dacă ar fi să punem cumva cap la cap, apropo de ancheta, apropo de verificări care s-au făcut acolo, menționam la începutul jurnalului că Ministrul Muncii s-a opus intrării într-unul dintre centre a unei echipe de la un ONG după ce au fost făcute raportări cu privire la aceste orori. Dacă este să ne întoarcem în timp, când s-au întâmplat toate astea? Dacă este să ne întoarcem în timp, primii care susțin că au raportat către instituții ale statului din domeniul supervizării serviciilor de protecție socială, pentru că până la urmă despre asta vorbim, despre servicii de protecție socială, sunt cei de la Centrul de Resurse Juridice, cei care
au mers acolo în controle în toamna anului trecut, septembrie, octombrie, noiembrie. Aceasta este perioada indicată de reprezentanții acestei instituții, intervievați de colegii noștri aici la Digi24. Am văzut pe parcursul ultimelor zile fragmente din aceste interviuri legate de neregulile găsite, dar și de faptul că au semnalat autorităților, în speță Ministerului Muncii la momentul respectiv, problemele găsite. Pacienți internați, bătrâni internați care nu beneficiau de alimentație corespunzătoare, nu beneficiau de medicamentele de care aveau nevoie, erau într-o stare de sănătate precară, personal insuficient în centrele respective și așa mai departe, doar o parte dintre probleme și care ar fi fost consecința, Ministerul Muncii le-a interzis apoi acestor ONG-uri, acestui ONG în speță, Centrul de Resurse Juridice, să mai meargă în centrele respective, în orice centre sociale. De altfel, cum explică Ministerul Muncii această decizie? Hai să vedem și fotografiile, pentru că le avem acum și Digi24 are aceste fotografii în exclusivitate și ne ajută colegii, iată aceste fotografii. Incredibil în ce condiții stau acești bătrâni. De menționat că sunt fotografii surprinse în urmă cu câteva luni, așadar înainte de descinderile făcute de anchetatori la centrul din localitatea Fumați. Vorbim despre trei azile verificate de această anchetă penală. Unul dintre ele este în localitatea Fumați. Vedem oameni vizibil agresați, din păcate, sunt imagini cu puternic impact emoțional, condiții absolut precare, acele saltele complet necorespunzătoare, mizerie incredibilă, mobilă în stare precară. Se văd insecte care sunt acolo pe mobilă și, mai grav decât atât, oameni agresați, vizibil agresați, cu vânătăi și legați de pat, de mâini și de picioare. Sunt imagini incredibile pe care colegii mei jurnaliști Digi24 le-au obținut în exclusivitate și care, din păcate, vin să adauge încă o piesă în acest puzzle al nepăsării, am putea spune, și al unor orori incredibile petrecute sub nasul autorităților, pentru că rând pe rând diverse autorități, sunt vreo 6 autorități împărțite în subordinea mai multor ministere, respectiv autorități locale, ce au teoretic în atribuție sau au avut la un moment dat pe parcursul ultimelor luni verificarea acestor centre și care au găsit ceva nereguli, au dat niște indicații, au dat la un moment dat și niște amenzi, însă din păcate le-au lăsat să funcționeze. Până în urmă cu 3 zile, când au descins acolo sute de mascați, polițiști, medici, paramedici, psihologi și așa mai departe, aceste centre au continuat să funcționeze. Oamenii de acolo, șefii lor, patronii au continuat să încaseze bani, pentru că o parte din beneficiari este oamenii obligați să stea acolo pentru că singura variantă ar fi fost strada, nu aveau altă variantă, fie plăteau familiilor lor sume importante de bani, până la 6.000 de lei pe lună, fie plătea statul pentru ei în cazul beneficiarilor pentru care internarea era cerută de către instituții ale statului. Primăria sectorului 3 avea un astfel de contract, mai erau și alte instituții din Ilfov care aveau un astfel de contract. Spuneam cronologia faptelor. Da. După acele rapoarte ale Consiliului de Resurse Juridice au venit anchetele publicate de colegii de la Centrul de Investigații Media, respectiv Buletin de București, care arătau și conexiuni politice la momentul respectiv privind acele centre. Iarăși nu s-a întâmplat nimic. Da. Se întâmpla în februarie acest lucru. Ei, acela a fost momentul când s-au sesizat procurorii de la DIICOT și parchetul local, care a verificat și verifică în continuare exact aceste lucruri. Cât de mult știau autoritățile, cum s-au implicat autoritățile, dacă le-au acoperit sau nu aceste activități clar ilegale. Acea anchetă este încă în desfășurare, s-au făcut audieri, vedem că în dosarul de la DIICOT, în care este investigată exact rețeaua abuzurilor, le putem numi din centrele respective. Acolo avem și arestări, din păcate avem și aceste orori care ies la iveală, mărturii absolut incredibile, dureroase de-a dreptul despre nepăsarea unora dintre oamenii care lucrau acolo și care, dincolo de faptul că închideau pur și simplu ochii la suferința umană, o augmentau și nu se dădeau înlături de la nimic pentru a trăi, practic, de pe urma unor oameni ajunși la limită. Am văzut mărturii în dosarul respectiv, este foarte amplu, sunt câteva sute de pagini de interceptări și mărturii cu angajați care furau din pachetele oamenilor, bătrânilor, bolnavilor, alimente trimise de rudele de acasă, ori diverse obiecte de vestimentație sau de igienă.
Și pentru că spui de nepăsare, Andreea, cred că e foarte bine de punctat în acest moment să vedem ce spune ministrul Muncii, pentru că am făcut referire la faptul că a fost interzis accesul celor de la ONG, de la Centrul de Resurse Juridice. De fapt, autoritățile fie s-au făcut că nu știu sau că nu văd de fapt ce se întâmplă acolo. Sau că problemele nu sunt chiar atât de grave. Haideți să vedem declarațiile reprezentantului ONG-ului, haideți să vedem declarațiile de fapt pe care le avem până acum în acest caz și ne întoarcem la discuție. Una peste alta, după ce situația i s-a arătat ministrului Muncii ca fiind teribil de frumoasă, dumnealui ne-a și notificat cu rezilierea acordului încheiat cu Ministerul Muncii de acum 20 de ani, transmițând de altfel și directorilor de GSPC-urilor din țară că nu mai sunt de acord cu vizitele Centrului de Resurse Juridice în aceste instituții privative de libertate și că i-a scăpat de vizitele noastre. Și haideți să vedem și care este reacția Ministerului Muncii. Reprezentanții Ministerului susțin că au suspendat protocolul cu Centrul de Resurse Juridice pentru că nu respectau confidențialitatea datelor personale. Îi acuză că făceau publice fotografii cu persoanele vulnerabile din aceste centre fără să le blureze. Îi mai acuză că nu informau autoritățile imediat ce sesizau nereguli și că, oricum, Ministerul Muncii nu mai are atribuții în privința acestor centre, mai arată reprezentanții acestora și spun că protocolul fusese încheiat fără pic de transparență. Andreea, s-a alăturat discuției noastre profesorul Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai și specialist în științe cognitive. Domnule profesor, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Ce arată, de fapt, toată această situație? Aș porni mai întâi, ce se întâmplă cu oamenii care abuzează, acești bătrâni, acești oameni care ajung în această etapă a vieții, merg să ceară ajutor sau merg să își trăiască etapa în care se află într-un centru în care speră să primească îngrijire, speră să primească lucruri decente, hrană, un loc în care să stea și sunt tratați în acest fel? Da, sunt două lucruri pe care aș vrea să le spun. Primul se referă la contextul nostru psihocultural. Vedeți, România are încă un profil de societate colectivistă. Într-o societate colectivistă, organizarea socială este în logica unei familii extinse, astfel încât oamenii se așteaptă, ca bătrânii, copiii cu probleme, să fie îngrijiți în familia extinsă. Astfel încât nu avem practicile unor instituții bine organizate, moderne, cu reguli clare și cu indicatori de calitate, care să ofere astfel de servicii. Sigur că, odată ce am intrat în spațiul Uniunii Europene, au venit aceste cerințe de a avea astfel de instituții. Și ne întoarcem la vechea problemă din cultura românească a formei fără fond, le-am creat pe hârtie, dar nimeni nu le apreciază, nimeni nu înțelege bine rolul lor social. Și astfel încât, uite, avem niște forme fără fond care, de fapt, fac mai mult rău decât bine. Asta este prima idee. Și a doua idee, reamintesc autorităților. Este foarte bine că acești oameni au fost duși rapid pentru un examen medical. Dar iarăși să nu uite că nu sunt niște corpuri, nu trebuie abordate într-un model biomedical. Acești oameni au nevoie și de evaluare și de asistență fisiologică. Fiindcă, dincolo de sănătatea fizică, cred că traumele prin care au trecut le afectează major, serios, sănătatea mentală și nu doar sănătatea mentală, bunăstarea psihologică, calitatea vieții pe care ei o au. Deci au nevoie de acces la servicii psihologice urgent. Și foarte scurt vă mai întreb, autoritățile, pentru că ați menționat de ele, care își pasează acum responsabilitatea sau de fapt nu își asumă nimeni responsabilitatea. Ce ne spune? Păi nu își asumă, fiindcă același lucru se întâmplă și în educație și în sănătate. Repet, pe un fond cultural nepregătit pentru astfel de instituții, am creat legi care se bat cap în cap, cât mai stufoase și ambigue, astfel încât mereu să putem scăpa de responsabilitate. Le bifăm când ne întreabă cineva dacă le avem, dacă ne uităm la implementare, dacă lucrurile merg bine, toți suntem, ca să spun așa, toți ne asumăm merite, dacă lucrurile merg prost, putem arunca dintr-o parte în alta, fără ca nimeni să răspundă în final. Și foarte mult de discutat, totuși, latura aceasta umană ar trebui să o luăm în calcul, pentru că, bun, dincolo de legi, avem legi sau nu avem legi, nu e nicio problemă, dar dacă ne uităm la latura umană pe care acum am vrea să o vedem și din partea autorităților.
Da, latura umană aici trebuie să se manifeste rapid, repet, acești oameni după examenele medicale foarte bine organizate, ca să spun așa, trebuie să aibă acces la servicii de psihologie, fiindcă, ca să spun așa și eu mai emoțional, sufletul lor este dat peste cap în momentul ăsta și au nevoie de ajutor, dincolo de asigurarea sănătății fizice. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru intervenție, mulțumesc tare mult pentru discuție. Andreea, revenind cumva, pentru că am rămas la discuție apropo de ce s-a întâmplat cu tot firul sau traseul anchetei, noi vedem ce vedem acum pe ecran, sunt informații, sunt date din interceptări, pentru că spuneai de aceste interceptări care sunt stufoase, care arată, întăresc cumva pozele pe care le arătăm, care sunt obținute în exclusivitate. În acest moment, ce s-a întâmplat cu cei care au fost deja audiați? Adică sunt persoane deja audiate, reținute, nu? În dosarul despre care vorbim. Da. 24 de persoane, angajați, reprezentanți, foști angajați ai centrului respectiv, ai centrelor respective, vorbim despre 3 centre, da. Au fost reținute seara trecută în cursul nopții, au mers în fața unui judecător, un judecător a emis 4 mandate de arestare preventivă, încă 11 mandate de arest la domiciliu, pentru restul persoanelor au fost date diverse măsuri de control judiciar, interdicții de a părăsi capitala, județul Ilfov, în funcție de adresa de domiciliu a fiecăruia și, desigur, în funcție de implicarea fiecăruia, pentru că parcurgând așa dosarul, se vede că implicările cumva erau diferite, iar unora dintre angajații puși sub acuzare li se poate reproșa că au închis cumva ochii. Și răiese din declarațiile de martor că spun, da, am văzut o colegă, un coleg, un alt angajat agresând fizic un bolnav, un bătrân și așa mai departe, însă m-am temut din diverse motive să reclam acele nereguli. Dacă vorbim despre o infracțiune, este tot o infracțiune să ascunzi autorităților, să nu denunți astfel de lucruri. Și mă uitam 5 luni de investigație penală, din februarie când a apărut ancheta jurnalistică și până zilele trecute, când au fost acele descinderi și interceptări, din care reiese clar că aveau loc abuzuri chiar în timp ce se vorbea la telefon. Da. Din păcate, poate și acolo ar trebui autoritățile penale să lucreze la pune lucrurile în mișcare mai repede, că poate ar fi scutit din suferința victimelor. Însă, până la ajunge la mascați polițiști, procurori și așa mai departe, sunt atâtea instituții civile, până la urmă, de control social și așa mai departe, care ar fi putut să pună stop tuturor acestor abuzuri incredibile și care vedem că nu prea și-au făcut treaba și acum încearcă să iasă bine dintr-o poveste din care niciunul dintre ei nu are cum să iasă bine și noi ca stat, ca societate, nu prea avem cum să ieșim bine când vedem că nu reușim să purtăm de grijă celor vulnerabili, celor în vârstă și așa mai departe. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Andreea, pentru prezență, pentru discuție.